Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Lăudați să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, suntem în Duminica a treia din Advent, Duminica a treia, numită și Duminica Bucuriei, pentru că atât prima lectură, cât și Sfântul Apostol Paul, în a doua lectură, ne invită să ne bucurăm pentru venirea Domnului. Este și o duminică în care apare pe prim plan înainte mergătorul, Sfântul Ioan Botezătorul, care ne îndeamnă: pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui. O duminică care ne apropie mai mult de sărbătoarea Crăciunului și de aceea suntem aici ca să primim mai departe încurajare și să fim întăriți prin jertfa lui Hristos pe drumul pe care trebuie să-L parcurgem până la această mare sărbătoare. Ne dispunem sufletește pentru a putea celebra cu vrednicie jertfa Sfintei Liturghii. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Să ne rugăm. Privește, Dumnezeul nostru, la poporul Tău, care așteaptă cu credință sărbătoarea nașterii lui Hristos. Dă-ne, te rugăm, harul ca, ajungând la marea bucurie a mântuirii noastre, să o celebrăm solemn cu renuită înflăcărare, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care, fiind Dumnezeu, împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Și sufletul meu se va veseli în Dumnezeul meu. Citire din cartea profetului Isaia. Duhul Domnului Dumnezeu este asupra mea. De aceea Domnul m-a uns și m-a trimis să aduc vestea cea bună săracilor, să leg rănile celor cu inima zdrobită, să vestesc eliberarea celor captivi și deschidere a porților celor închiși. Să vestesc un an de bunătate al Domnului
Mă voi bucura în Domnul și sufletul meu se va veseli în Dumnezeul meu, pentru că El m-a îmbrăcat cu haina mântuirii și m-a învăluit cu mantia dreptății, cum își pune mirele diadema și cum se înfrumusețează mireasa cu podoabele ei. Căci precum pământul face să răsară lăstarii și o grădină face să crească semănăturile, tot așa Domnul Dumnezeu va face să răsară dreptatea și lauda înaintea tuturor popoarelor. Cuvântul Domnului. Sufletul meu va tresălta de bucurie în Dumnezeu mântuitorul meu. Sufletul meu va tresălta de bucurie în Dumnezeu mântuitorul meu. Sufletul meu îl preamărește pe Domnul, și Duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu mântuitorul meu, căci a privit la smerenia slujitoarei sale. Sufletul meu va tresălta de de acum toate popoarele mă vor numi fericită, căci mi-a făcut lucruri mari cel atotputernic și numele Lui e sfânt. Milostivirea Lui rămâne din neam în neam peste cei ce se tem de El. Trebuie să-L da de Ia copleșii cu bunuri, iar pe cei bogați i-a lăsat cu mâinile goale. L-a sprijinit pe Israel slujitorul său, amintindu-și de îndurarea sa. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Tesaloniceni. Fraților, bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă fără încetare, mulțumiți pentru toate, căci aceasta este voința lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți profețiile, dar cercetați toate, păstrați ceea ce este bun. Fiți departe de orice fel de rău. Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească în mod desăvârșit și ființa voastră întreagă, Duhul, sufletul și trupul, să se păstreze fără prihană pentru venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Credincios este Cel care vă cheamă. El va și înfăptui. Cuvântul Domnului.
este asupra mea, căci Domnul m-a uns și m-a trimis să le aduc săracilor vestea cea bună. Să fie cu voi. Citirea din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, după Sfântul Ioan. În acel timp a fost un om trimis de Dumnezeu, al cărui nume era Ioan. Acesta a venit spre mărturie ca să dea mărturie despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci a venit să dea mărturie despre lumină. Aceasta este mărturia dată de Ioan când iudeii au trimis de la Ierusalim unii preoți și leviți ca să-l întrebe: cine ești tu? Iar el a mărturisit și nu a negat. A mărturisit: eu nu sunt Hristos. L-au întrebat: atunci cine? Ești tu Ilie? El a răspuns: nu sunt. Ești tu profetul? A răspuns: nu. Așadar i-au zis: cine ești? Ca să dăm un răspuns celor care ne-au trimis. Ce spui despre tine însuți? El a zis: eu sunt glasul celui care strigă în pustiu: îndreptați calea Domnului, după cum a spus Isaia profetul. Iar cei trimiși erau dintre farizei. L-au întrebat și i-au zis: așadar, de ce botezi dacă tu nu ești nici Hristos, nici Ilie, nici profetul? Ioan le-a răspuns zicând: eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru este unul pe care voi nu-l cunoașteți, care vine după mine, căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei. Acestea s-au petrecut în Betania, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus Hristos! Preasfințite, iubiți credincioși, este duminică, este ziua Domnului și iată că am venit în casa Domnului, în templul Său cel Sfânt, pentru a-I mulțumi pentru această săptămână pe care am încheiat-o și pentru a-I cere ajutorul pentru încă o săptămână pe care o vom începe. Suntem în timpul Adventului și, așa cum am auzit la începutul Sfintei Liturghii, suntem în Duminica Gaudete, bucurați-vă! Este o Duminică a Bucuriei și acest lucru se datorează textelor liturgice. Încă de la începutul liturghiei, antifona de la intrare ne îndeamnă: bucurați-vă, și iarăși vă spun bucurați-vă, căci Domnul vine. Prima lectură, profetul Isaia spune că se bucură în Domnul care l-a îmbrăcat cu mantia mântuirii, iar Apostolul Paul, în lectura a doua, ne spune: bucurați-vă întotdeauna. Vedem că lecturile, mesajele care le primim la această Sfântă Liturghie ne îndeamnă la bucurie. Cu toate acestea, Evanghelia pe care tocmai am ascultat-o nu folosește cuvântul bucurie.
Dacă am fost atenți, pe toată durata Evangheliei, nu am auzit rostindu-se cuvântul bucurie. Și atunci ne întrebăm, care ar fi legătura dintre celelalte texte liturgice și Evanghelie? De aceea vă invit să ne oprim puțin asupra acestei Evanghelii, să o analizăm și să vedem care ar fi legătura cu această zi, această duminică a bucuriei. Mai întâi ni se spune Evanghelistul Ioan în Evanghelia sa, în prolog, începutul Evangheliei, ne spune a fost un om. Și este foarte importantă această exprimare a lui Ioan. A fost un om. A fost un om care a venit să dea mărturie despre lumină, dar nu era el lumina, dar a fost un om. Noi, în zilele noastre, deseori întâlnim persoane care ne impresionează, care fac un lucru ieșit din comun, care fac o faptă bună fără ca să fie obligat să facă această faptă bună. Și rămânem impresionați și ne gândim, uite ce persoană deosebită. Iar dacă acea persoană, să spunem, mai are și gândul de a-și face o grupare, de a-și aduce câțiva adepți, iată că mai apare și câte o mișcare spirituală. Sunt oameni deosebiți pe care noi îi întâlnim și care ne impresionează. La fel a fost și Ioan Botezătorul. Dar a fost doar un om, nimic mai mult. Nu a fost Dumnezeu, a fost doar un om. Un om care a venit să dea mărturie. Și ne întrebăm ce l-a făcut atât de mare pe Ioan Botezătorul. Dacă a fost doar un om, cu ce este el mai deosebit decât noi? Este mai deosebit decât noi prin mărturia lui. El a venit să dea mărturie despre cel care trebuia să vină. A venit să dea mărturie despre lumină. El nu era lumina, dar vorbea lumii despre lumină. Aceasta este diferența între a fi om și a te crede Dumnezeu. Ai o inspirație de moment, faci un lucru bun. Nu ești cu nimic deosebit față de celelalte persoane, ci doar dai mărturie despre cel care este lumina. Este ca și cum atunci când un copil se hotărăște să meargă acasă la părinți, când ajunge și o vede prima dată pe mama lui, în loc să o întrebe ce mai faci, cum te simți, el începe și povestește cât de bună este mașina lui, cu ce viteză a venit, câți cai putere are mașina, eventual câte reguli de circulație a încălcat pe drum și uită să vorbească despre ceea ce este esențial, să vorbească cu mama lui. La fel noi ne pierdem în detalii, ne pierdem în acești oameni care ne impresionează și ne gândim ce persoane deosebite sunt și nu vedem mesajul pe care ni-l transmit. La fel au făcut farizeii astăzi. S-au oprit la ceea ce făcea Ioan, credeau că el este profetul, că este Mesia și nu au înțeles mesajul pe care îl transmitea. De aceea l-au întrebat, cine ești? Cine ești tu? Și acum intră în prim plan cel care impresionează. Dacă pe de o parte suntem noi oamenii, care suntem impresionați de o persoană care face binele, iată că acum această persoană este întrebată, cine ești? Cei care fac binele, cei care au un moment de inspirație și ajută o persoană în nevoie, impresionează, nu? Și atunci, automat, oamenii se strâng în jurul acelei persoane, par interesați de această persoană și o întreabă, cine ești? De ce ai făcut acest lucru? Ce te motivează? Ce stă în spatele faptelor tale? Știm că mulți oameni, atunci când sunt în centrul atenției, uită să mai fie sinceri. Se consideră persoane importante dintr-o dată. Mai mult, ele cred că au fost predestinați pentru așa ceva. Au simțit mereu că vor ajunge VIP-uri, că vor fi persoane în centrul atenției, doar că încă nu s-a realizat și iată că acum s-a realizat acest lucru. Uită să fie sinceri. Uită să-și vadă condiția de creatură, de om. Ioan Botezătorul vine și recunoaște și spune, nu sunt eu Mesia, nu sunt eu profetul, nu sunt eu Ilie, eu sunt un om, eu sunt cineva care pregătește calea altuia, care este mai mare decât mine. Ioan a rămas ancorat în realitate și a dat seama de poziția lui și a dat seama care este rolul său. Noi în fața, să spunem, interesului celorlalți pentru persoana noastră, cum am fi reacționat? Dacă
Am ajutat, ne-am implicat într-o activitate de voluntariat și ar veni cei de la televiziune, din presă și ne-ar întreba de ce facem acest lucru. Noi ce am răspunde? Am fi sinceri sau ne-am promovat pe noi? Apoi Ioan continuă și vine și spune: eu sunt glasul care strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului. Adică el este cel care pregătește sufletele oamenilor pentru întâlnirea cu Domnul. Adventul are tocmai acest rol, de a ne pregăti. Sigur că sunt 4 săptămâni, este o perioadă care de acum a devenit tradiție, dar își are rolul său. Este o perioadă care ne permite nouă să ne interiorizăm, să ne întrebăm cu privire la relația noastră cu Dumnezeu, să ne întrebăm dacă mai simțim ceva în legătură cu Dumnezeu. Acesta este rolul lui Ioan, acesta este rolul Adventului. Timp de interiorizare. Persoana care ne atrage atenția asupra vieții noastre, asupra relației noastre cu Dumnezeu. Ei bine, în fața acestui răspuns al lui Ioan Botezătorul, care vine și spune că este glasul celui care strigă în pustiu, fariseii îl întreabă: atunci, dacă nu ești nici Mesia, nici profetul, nici Ilie, de ce botezi? Cine ești tu ca să faci aceste lucruri? Este o întrebare justificată, am spune noi. Dar Ioan continuă să fie sincer și spune: eu acordez chitara la care va cânta Domnul. Eu atrag atenția. Eu pregătesc oamenii și îi fac să se trezească, pentru că atunci când va veni Domnul și își va prezenta mesajul său, să găsească un pământ pregătit, arat, în care să cadă sămânța și apoi să încolțească pentru a da rod. El este cel care acordează, este cel care pregătește. Și Ioan continuă apoi în Evanghelie și spune: dar în mijlocul vostru, el spune, eu simplu, eu sunt un om simplu, botez cu apă, dar în mijlocul vostru este cineva căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea. Și în timp ce Ioan spune acest lucru, în Nazaret, Iisus, în vârstă de 30 de ani, își lega șireturile, își lega încălțămintea singur și se pregătea să meargă în pustiu. În același pustiu în care Ioan Botezătorul spune astăzi cei 3 de nu: nu sunt eu Mesia, nu sunt eu Ilie, nu sunt eu profetul. Vedem cum se leagă această istorie a mântuirii, cum se leagă acest proces legat de Dumnezeu. Și atunci, suntem la finalul Evangheliei, nu? Și ne întrebăm totuși, care este legătura cu bucuria? Este Duminica Bucuriei și totuși, în Evanghelie nu am auzit despre bucurie. Bucuria despre care ne vorbește Evanghelia este persoana lui Iisus. Dacă în celelalte lecturi, în celelalte texte liturgice, ni se vorbește despre faptul că va veni Iisus, iată că bucuria pe care ne-o vestește Ioan este că Iisus este în mijlocul nostru. Iisus se pregătește să vină la noi. Noi suntem pregătiți să ne întâlnim cu El. Este Advent, este un timp de pregătire și, spre deosebire de timpul postului mare, când ne gândim la, medităm la suferințele lui Iisus, ne pregătim pentru timpul Triduumul Pascal, când Iisus este trădat, este biciuit, este răstignit pe cruce, moare, este înmormântat. Ne gândim la aspectele dureroase din viața lui Iisus. Iată că timpul Adventului este un timp de post, dar un timp de așteptare a unei bucurii. Domnul vine pe pământ, vine în mijlocul nostru. Știm că Dumnezeu, că Iisus a murit pentru toată lumea și a mântuit pe toți. Faptul că nu toți ajung în cer se datorează libertății omului. Cine crede și acceptă mesajul lui Iisus, se mântuiește. Cine nu, nu se poate bucura de viața lui Iisus pentru că nu l-a acceptat. Dar Iisus a murit pentru toți, pentru toți oamenii. Cine ajunge să-L cunoască, cine ajunge la o relație cu Dumnezeu, și acest lucru trebuie să fie un lucru personal. Atunci când ne întâlnim cu persoanele pe stradă, dacă nu le cunoaștem, dacă nu avem amintiri împreună, nu ne spun nimic. La fel și relația noastră cu Iisus. Dacă nu am căutat, dacă nu ne-am întrebat, dacă nu am cercetat cine este Iisus, ce treabă are Iisus cu viața noastră, atunci nu avem cum să avem vreo legătură cu Dumnezeu, cu Iisus. Așa cum ceea ce ne leagă de alte persoane sunt amintirile și momentele petrecute împreună, la fel, relația noastră cu Dumnezeu se bazează pe dialogul pe care îl are fiecare dintre noi în mod personal cu Dumnezeu. Suntem
invitați să ne pregătim pentru timpul Adventului, pentru timpul Crăciunului. Suntem invitați să traducem în viața noastră mesajul acesta de bucurie. Și aș dori acum să citesc mărturia unui taximetrist din New York care a știut, poate involuntar la început, să aducă bucurie în viața unei persoane și apoi a știut să se hrănească din această bucurie de-a lungul timpului. Spune acest taximetrist, acum 20 de ani lucram ca taximetrist ca să mă întrețin. Într-o noapte, când am ajuns la o comandă, la ora 2:30 noaptea, clădirea era în întuneric, cu excepția unei singure lumini la o fereastră de la partier. În asemenea circumstanțe, mulți taximetriști ar claxona o dată sau de două ori, ar aștepta un minut și apoi ar pleca. Dar am văzut prea mulți oameni care depindeau de taxi ca fiind singurul lor mod de transport. Dacă nu mi se părea un pericol, întotdeauna mergeam la ușă. Deci am mers și am bătut la ușă. Doar un minut, răspunse o voce firavă a unei persoane mai în vârstă. Auzeam ceva tras de-a lungul pardoselii. După o pauză lungă, ușa s-a deschis. O femeie mică de statură, în jur de vreo 80 de ani, stătea în fața mea. Purta o rochie colorată și o pălărie mare cu o panglică de catifea prinsă de ea ca o femeie dintr-un film din anii 40. Lângă ea era o valiză mică de plastic. Apartamentul arăta ca și cum nimeni n-ar mai fi locuit acolo de ani de zile. Tot mobilierul era acoperit cu cerceafuri. Nu găseai niciun ceas pe pereți, nici bibelouri sau alte lucruri pe rafturi. Într-un colț era un panou plin cu poze, protejat de un suport de sticlă. Ați putea să-mi duceți bagajul până la mașină? Zise ea. Am dus valiza la mașină și apoi m-am întors să o ajut pe femeie. Ea m-a luat de braț și a mers încet spre mașină. A continuat să mulțumească pentru amabilitate. Nu e mare lucru, i-am zis eu, doar încerc să-mi tratez pasagerii în felul în care aș vrea ca mama mea să fie tratată. O, sunteți un băiat atât de bun, zise ea. Când am intrat în mașină, mi-a dat o adresă și apoi m-a întrebat. Ai putea să conduci prin centrul orașului? Nu este calea cea mai scurtă, am răspuns eu rapid. O, nu contează, spuse ea, nu mă grăbesc. Acum merg spre azil. M-am uitat în oglinda retrovizoare. Ochii ei erau scânteietori. Nu mi-ar mai răspuns nimeni din familie. Nu mi-a mai rămas nimeni din familie, a continuat ea. Doctorul spune că nu mai am mult timp. În tăcere am căutat aparatul de taxat și l-am oprit. Pe ce rută ați vrea să merg? Am întrebat. Pentru următoarele două ore am condus prin oraș. Mi-a arătat clădirea unde odată ea lucrase ca operator pe lift. Am condus apoi prin cartierul unde ea și soțul ei au locuit când erau proaspăt căsătoriți. M-a dus în fața unui magazin cu mobilă, care odată fusese o sală de bal, unde obișnuia să meargă la dans pe vremea când era fată. Câteodată mă ruga să opresc în fața unor clădiri sau colțuri de stradă și să stau cu ea acolo în întuneric, contemplând în tăcere. Cum prima rază s-a arătat la orizont, mi-a spus dintr-o dată, sunt obosită, haide să mergem. Am condus în tăcere spre adresa pe care mi-o dăduse. Era o clădire ieftină, o casă mică, cu un drum de parcare care trecea pe sub o portiță. Doi oameni au venit spre taxi și cum au ajuns acolo, au luat-o pe bătrână. Erau atenți și concentrați asupra fiecărei mișcări pe care o făcea femeia. Am deschis portbagajul și am dus micuța valiză până la ușă. Femeia fusese deja așezată într-un scaun cu rotile. Cât vă datorez? A întrebat ea în timp ce își căuta portofelul. Nimic, am zis eu, dar trebuie și tu să te întreții. Nu vă faceți griji, sunt și alți pasageri, am răspuns eu. Aproape fără să mă gândesc, m-am aplecat și i-am dat o îmbrățișare. Ea m-a strâns cu putere.
I-ai făcut unei femei în vârstă un mic moment de bucurie, spuse ea. Mulțumesc. I-am strâns mâna și apoi am plecat în lumina dimineții. În spatele meu, o ușă se închisese. Era sunetul de închidere al unei vieți. Nu am mai putut lua alți pasageri în tura aceea de lucru. Am condus pierdut în gânduri pentru restul zilei. De-abia puteam vorbi. Ce ar fi fost dacă femeia aceea ar fi dat peste un taximetrist mânios sau unul care ar fi fost nerăbdător să-și termine tura? Ce ar fi fost dacă aș fi refuzat să iau comanda sau doar să claxonez odată și apoi să plec? Uitându-mă în urmă, nu cred că am făcut ceva mai important în întreaga mea viață. Privind la experiența acestui om, ne dăm seama că faptele mari, că bucuria pe care o putem aduce altor persoane, nu se programează. Este o experiență tristă pentru acea bătrână, dar a avut parte de un moment de bucurie din partea acestui tânăr taximetrist. Suntem oameni și nu știm ce ne rezervă ziua de mâine. Cu toate acestea, prin disponibilitatea noastră, prin prezența noastră de spirit, acolo unde suntem, ori de câte ori avem ocazia, să nu ratăm de a face binele. Nu știm cât de frumos va fi, nu știm cât de mult poate ajuta altă persoană, dar se merită. Se merită pentru că sunt lucruri care mai târziu vor conta pentru noi și care ne vor ajuta să creștem în ochii lui Dumnezeu. Vă invit, iubiți credincioși, în această perioadă a Adventului, cât a mai rămas, să ne pregătim pentru sărbătoarea Crăciunului prin fapte bune, prin fapte de generozitate și de spontaneitate față de cei din jurul nostru care se află în nevoi. Iisus este Cel care a fost disponibil și deschis față de nevoile oamenilor. El a fost Fiul lui Dumnezeu. Noi, care suntem ucenici, ucenicii Lui, deci suntem fii ai lui Dumnezeu, așa trebuie să ne comportăm. Fii lui Dumnezeu se recunosc prin iubire, prin bucuria pe care o răspândesc în jurul lor. Noi creștinii suntem fii lui Dumnezeu și suntem invitați să dăm mărturie despre iubirea lui Dumnezeu prin faptele noastre, prin mărturia vieții noastre, prin zâmbetul de pe fața noastră. Lăudat să fie Iisus Hristos! Să ne mărturisim credința, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer și a de la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea Domnul și de viață Dădătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților
și viața veacului ce va veni. Fraților preiubiți, așteptând venirea în slava Mântuitorului nostru, să-i cerem astăzi harul credinței pentru noi și pentru lumea întreagă. Doamne Iisuse Hristoase, Împăratul Măririi, Domnul Păcii, binevoiește a răspândi împărăția Ta pe tot pământul. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește a le da credincioșilor Tăi harul să înțeleagă tot mai profund valoarea marelui dar al credinței și să-Ți aducă necontenit mulțumire pentru el. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește a le da convingere neclintită celor șovoielnici în credință și lumina harului Tău celor care nu Te cunosc. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește a le da nădejdea fericirii cerești celor mâhniți și celor greu încercați. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește a ne întări speranța că, primindu-Te cu iubire în preasfânta Euharistie, Te vom putea întâmpina cu bucurie când vei veni în glorie. Te rugăm, ascultă-ne! Veselește sufletele celor răposați cu vederea slavei Tale. Te rugăm, ascultă-ne! Doamne Iisuse Hristoase, care, întrupându-Te din Fecioara Maria, Te-ai făcut asemenea nouă, la venirea Ta glorioasă, fă-ne, Te rugăm, asemenea chipului Măririi Tale, Tu care vețuiești și domnești în vecii vecilor. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Dăruiește-ne, Te rugăm, Doamne, harul ca jertfa evlaviei noastre să nu înceteze niciodată înaintea Ta, iar celebrarea tainei orânduite de Tine să lucreze în noi mântuirea prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Să-i mulțumim Domnului, Dumnezeului nostru.
cel și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru, Iisus Hristos. El la întâia sa venire, îmbrăcând neputința firii omenești, a împlinit orânduirea dintr-un început și ne-a deschis calea mântuirii veșnice, pentru ca la a doua venire în strălucirea măririi sale, să primim în cele din urmă lumina deplină, cele făgăduite pe care acum veghind în credință îndrăznim să le așteptăm. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate cetele oștirii cerești, cântăm imnul slavei tale, zicând fără încetare. Ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru că de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Că cel în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea ta a vestit, Doamne, și învierea ta a mărturisit, până când vei veni. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale,
și recunoscând în El jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește-a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francis, cu episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Se porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezească, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Cine mântuiește de cel rău? Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci Ta este împărăția și puterea și mărirea în veci. Doamne Iisuse Hristoase, care ne-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mi-o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale și binevoiește dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu dăruiți-vă pacea.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Ta. Eu te voi mântui.
sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul Să ne rugăm. Noi implorăm, Doamne, bunătatea Ta ca puterea acestei taine să ne izbăvească de pornirile rele și să ne pregătească pentru sărbătorile ce se apropie prin Hristos Domnul nostru. Amin. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să ne vergi harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea lui la slava învierii, prin același Hristos, Domnul nostru, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngere al lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează în această zi. Câteva anunțuri din partea parohiei. În seara aceasta, la ora 19, aici, în catedrală, va avea loc un concert extraordinar de colinde, susținut de corul de tineri al catedralei, Iuvenes Ecclesiae. Merită atenție pentru că are deja o tradiție și este un concert cu adevărat de mare valoare. Acum vă sunt la liturghie. Tinerii de la Caritas oferă diferite lucruri spre vânzare pentru a ajuta de Crăciun familiile defavorizate. Vizita bolnavilor pentru sacramentele de Crăciun va fi luni 22 decembrie. În timpul acestei săptămâni sunteți rugați să ne anunțați numele celor care nu pot veni la biserică pentru a merge noi la spovadă și la împărtășanie. La biroul parohiei puteți găsi deja calendarele pentru anul 2015. Și încă un anunț, vineri 19 decembrie, va fi un concert de colinde aici, în catedrală.
dorindu-vă o duminică binecuvântată și cu dorința de a pregăti calea Domnului, după îndemnul lui Ioan Botezătorul, ne plecăm frunte acum pentru a primi binecuvântarea finală. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în veac. Ajutorul nostru este numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.